Salutare, salutare! Bun venit în bucătăria lui Vodă! Astăzi voi prepara bucată de slănină. Eu așa am găsit-o aici, așa am cumpărat-o, bacon se numește, e panceta, e fără șoric. E se prepară pentru... e tăiată special pentru panceta, e fără șoric. Așa se cumpără de aici. A fost, am avut-o la Saramură timp de 7 zile. Saramură a făcut-o ca să puteți cu... Așa am prins, așa știu. E vorba, sunt foarte mulți care fac la gramaj, la gram, la 90 de grame pe litru de apă. Nu, eu am făcut-o cu saramură să putească urmă, timp de 7 zile. Ce am eu aici? Am bucăți de șuncă, de, cam de burtă sunt astea, pancete îi spun ăștia. Am mai multe, foarte multe foarte multe. Niște bucăți dintr-un purcel la vreo 50 de kg, v-am mai spus eu în video trecut de la când am făcut pastrama de pui, pe care eu le voi da la fum direct, la fum cald, ca să le petrec foarte bine, să pătrundă foarte bine și să fie mie așa îmi place, practic le dau la fum, când o să bag pastrama de pui la fum, care deja a fost băgată în toate cele fiartă și așa, asta o bag direct la fum, carnea de porc cu bacon ăsta, îl bag la fum și după ce îi dau fumul, le voi fierbe în zeamă de varză. Așa fac eu pentru că nu mai suport foarte mult fumul de mirosul de fum și mi-e bine așa, mi-a ieșit foarte bun, are și un pic de gust de fum, cu un gustul care îl are, este excelent. Am bucăți de carne, am din toate făcute. Ia uitați, ăsta chiar este un codlețel, de fapt e un mușfilei cu tot, cu un os, cu totul scos. După 7 zile de saramură, spălate, foarte bine, le dau la fum, să vedem, sper să le țin, nu știu, le țin vreo 2 zile, le dau în 2 tranșe. Dacă mă forțează natura, pentru că eu sunt undeva în Spania, și sunt obligat să nu stau prea mult pe afară, pentru că deja am urcat la 30 de grade, unde sunt eu aici, am 19 grade unde sunt eu în garajul ăsta. În garajul meu, unde am deasupra în casă. Mi-am amenajat aici și aici îmi petrec eu timpul meu. Deocamdată sunt într-o oprire acum, sunt într-o pauză în care îmi fac și eu plăcere și vreau să le desfrânim și vouă, că sunt chestii foarte bune. Vreau să fac bucata asta de Kaiser, fac panceta italiană. În condimente ca la carte. Deci după cele 7 zile de saramură, spălată, bineînțeles, și toate cele, eu asta mi-o part în 3 bucăți. Eu o tai în 3 bucăți. Le fac mai mici și deci, după ce o să le tai și le pun toate condimentele, ca o să le explic ce condimente am. Le pun în hârtie de copt și le bag în un frigider care ține în 0 grade. 0, 1 grad, minus, plus. Și le las acolo o timp de 20 de zile. După aceea o să le controlez, să văd ce ne va ieși. Le tai în 3 bucăți, fac bucăți așa consumabile, pentru că dacă le faci bucata foarte, că e bucata foarte mare, ea deja, după 7 zile de saramură, are o consistență foarte bună. A luat un roze foarte bine, sarea a intrat destul de bine, pentru că a fost și crestată. Așa. O tai în 3 bucăți. Așa. Și o să fac amestecul de condimente. Ce pun eu la condimentația la bucățile astea de bacon, de panceta? Normal, italienii, și mă mai gândesc dacă o să pun boia, dar cred că o să pun și boia, pentru că nu o consumăm. Am așa, am piper negru măcinat, o linguriță babană, am așa. Astea sunt... ierburi de Provencia, le spun spaniolii, sunt ierburi din toate felurile, de tot ce au ei pe aici, condimente. Sunt foarte bune la gust, le-am folosit și sunt mulțumit de ele. Și am pus destul de multe. Și aici am rozmarin măcinat de mine. Am rozmarin în curte, un pomișor, în care mi-l tai la suc și mi le pun la uscat. Pentru că astea dă foarte bine când faci așa ceva. Și conservă foarte bine. Rozmarinul, rozmarin. Sare groasă, sare rojoasă, bineînțeles că punem aici la nimerală. La nimerală, adică o lingură cu vârf.
Și cred că o să pun și boia. Nu vreau să o pun, dar m-am răzgândit. Am pus-o. Adică tot ce am văzut la ce fac italienii, nu folosesc boia. Dar eu și noi, în general, folosim... Boia este originală, deci are dulceața ei și bunul ei gust. Asta le voi prepara frumos, le amestec bine. Ia uite ce culoare frumoasă are. Boia intra și aici. Nu era în cărți, dar am preparat-o. S-a schimbat un pic culoarea, normal trebuia să fie un verde pur, dar nu contează. Gustul e gust și în gustul nostru nu poate să facă nimeni ceva cu gustul nostru. Așa. Acum pe fiecare bucată de... Eu o să pun jos aici din condiment și o să tăvălesc fiecare bucată de bacon, de pancetă, cum îi spune. Le tăvălesc și le băituiesc bine, chiar foarte bine. Așa. Ia uite ce bine arată. Pe toate părțile. Ea deja fiind din saramură, ea deja e... A început madurarea și este ok. Dar eu mi fac datorie, cam așa arată. Ia uite cât de bine arată. Băgată în hârtie de copt și după 20 de zile o controlăm. Vedem ce s-a întâmplat. Oricum, ea mai a făcut și altfel de rețete, dar nu așa. Ea uite, este excelent. Acum probăm. Oricum o să iasă bună, că deja a început să madureze după saramură de 7 zile și a făcut deja treaba. Dar suntem datori să încercăm, nu? Pe condimente și pe... Păi ce mai vedem și noi pe la colegii noștri din YouTube, din... Că nu suntem... Nu pot să zic că e rețetă de la mama de acasă. Tata nu avea rozmarin, nu avea condimente și delicaturi care sunt pe aici. Da. Pun tot, bineînțeles, astea despus, după ce o să le îmbrac bine în condimentul ăsta, când le pun în hârtia de copt, le voi pune deasupra ce am în plus condiment aici. Pentru că așa trebuie. Da? Deci arată super bine. O să caut hârtia de copt, că sunt un pic îmbrăștiat pe aici și nu știu pe unde sunt astea. Haideți, dragii mei, că a apărut și hârtia de copt. Am luat la de mână și îmi te scuze. Am așa. Hârtie normală de copt. Sunt și care se găsesc. Hârtie normală, hârtie de copt este și... Bucată cu bucată, dar eu am găsit rolă mare de așa are nevastră și așa am luat. He. Deasupra o să pun fiecare bucată în parte și deasupra, și oricum ea este foarte bine împănată, o să fac pachetul. Vedem? Vedem un pic mai mișor. Pachetul normal, ca pe un pachet de unt, un pachet, nu știu ce zice. Asta va sta în frigiderul meu, care l-am la etajul meu în casă, unde locuiesc. Și vor sta 20 de zile. Ca să profit de minunea asta de condiment, le punem și pe aici așa pe lângă el, că el, în momentul când strângem asta, se îmbrăște cu toate cele. Face cele făcute. Eu am făcut pachetele mici pentru că în momentul când ea se madurează, după ce ne facem treaba după 20 de zile, o am mașinuță de vid și o trag la vid. Și după ce la vid ea se păstrează, ea mai lucrează în continuare. O lasă în condimentele ei
consumăm, bineînțeles că ne apucăm să fie consumăm și asta e. Da. Deci am pus și pe dreptul un pic. Așa. Altă zi. Altă țel. Și să vedeți voi ce panceta face bune. Așa. Astea sunt trei pachetele care vor ajunge la frigider, am un frigider special, un frigider mai bun, care ține între 0 și 1 grad, maxim 2 grade, care poate să madureze lejer, nu trebuie să-i fac nimic altceva. Ne vedem în curând când vom băga minunile astea și pulpele la afumat. Salutare, salutare! Un salut și un... o îmbrățișare de la vodă. Am băgat și carne de porc la... Am profitat, dacă tot afum pulpele, care le-am mai în spate, am pus și carne de porc și le voi afuma la... cu lemn de măr, care... Bineînțeles, carne am avut-o și... și panceta asta, și șungulița asta e după o săptămână de saramură. Le voi aranja bine și le vedea 4-5 ore le las astăzi, să vedem cum se fac și bineînțeles că slănina o să o fierb în zeamă de varză după fum. Așa procedez eu. Ne vedem mai târziu. Așa, dragii mei, cam așa arată cărnița mea afumată, care v-am zis că am ținut-o 7 zile la saramură, unde a plutit ou. Arată destul de bine și acum o voi pune la fiert cu zeamă de varză și condimente. Pun condimente, pun foaie de dafin, piper, ce credeți voi de cuvință, că ea deja în fiertura asta trebuie mus, ai spus o foaie de dafin, pus foaie de dafin, piper, cimbru, ce aveți voi gust, cum vă place vouă, după inima voastră. Revenim mai târziu. Da, am pus zeamă de varză, condimentele și voi pune acum bucățile de carne. Una câte una. Am și eu ăsta e bucățica de bacon, de panceta, cum îi zic ăștia. Asta e o bucățică de file cu os. Am pus și ceva oase la afumat, am profitat dacă tot am o facem să fie făcută până la capăt. Așa, cărniță din pulpă, asta e un os de la gât, care merge destul de bine pus aici. Asta la fel este un os cu cărniță pe el pentru fasole, pentru ce ne place nouă. Și încă o bucată de bacon. Un harțan de bacon. Eu o să pun... Am și foaie de frunze de ceapă care sunt spălate. Le mai spăl încă un pic și le pun și aici pentru culoare. Am pus și un pic de boia, piper, foaie de dafin și la fiert. La fiert până să înțeapă cu furculița, ca să intre furculița, să pătrundă cu furculița. Ele deja sunt ok. Că după 7 zile începe madurare. Ne revedem. Haideți, dragii mei, să vedem cum a ieșit șunculița noastră. Panceta, cum zic ăștia, bacon. Ia să vedem noi. Doamne, ce bine arată. Ia uitați cât de bine arată. Da, punctulețul ăsta negru e de la negru, un pic de la saramură. Așa se întâmplă, așa face. Și avem și, tăiem și bucata asta de carne. Asta o să o pun aici undeva. Așa. Să tai o felioară. Doamne, ce suculentă este, ce bine arată. Foarte bine arată. Așa. Gustăm, că e normal. Exact cum îmi place mie. Un pic sărățică, de la zeamă de varză. Și așa arată carnea. Din pulpă. Foarte bine arată. Am spus că am lăsat-o la fum mai mult de 5 ore.
Pentru că din cauza temperaturii care o avem aici în, unde sunt eu, în Spania, pardon, nu putem să ne jucăm prea mult cu carnea, dar asta e. Mi-am făcut treaba, am băgat-o la... După ce am terminat cu fumul, am fiartă în zeamă de varză și deja la lăsată să răcească și mi-o trag la pachetele, pun la pachetele la vid și conservată, băgată la frigider la 0 grade. Doamne ajută, ne vedem în curând.